apa cu sare și suc de lămâie. Curăță colonul și regenerează ficatul, apa cu sare și suc de lămâie, curăță colonul. Data viitoare, când te confrunți cu o constipație persistentă, încearcă să bei un pahar de apă cu sare și suc de lămâie. Această soluție salină funcționează ca un purgativ natural. În plus, contribuie la curățarea sistemului digestiv și a colonului. Apa cu sare și lămâie stimulează mecanismele naturale de detoxifiere și eliminare ale corpului. Poate fi utilă în episoadele de constipație, când tranzitul intestinal pur și simplu nu funcționează, iar evacuarea scaunului este dificilă. Această procedură trebuie realizată dimineața de vreme, când stomacul este gol și soluția salina își poate face treaba mai bine. Apă cu sare și sud de lămâie pentru constipație, rețeta. Puteți folosi orice tip de sare, cu condiția să fie de calitate, adică sare pură. Evitați sarea iodată și sarea cu adnaos de iod. Sarea iodată se găsește doar la magazinele cu profil naturist sau la raioanele cu produse naturiste din hipermarketuri. Ingrediente 2 linguri de sare, 2 linguri de suc de lămâie, 1 litru de apă fierbinte. Mod de preparare puneți sarea într-un borcan de sticlă. Adăugați apa fierbinte, nuclă cotită și sucul de lămâie. Puneți capacul și agitați porcanul energic pentru a ajuta la dizolvarea granulelor de sare. Când sarea s-a topit complet, puteți bea soluția obținută. Este bine să consumați amestecul când mai repede. Întindeți-vă apoi în pat pe o parte. Efectuați un masaj blând pe burtă. Întoarceți-vă pe cealaltă parte și continuați masajul. Soluția își va face rapid efectul. Chiar dacă vă vine să mergeți la toaletă, încercați să vă rețineți cât de mult. Ideal ar fi să țineți soluția în corp 30 de minute, pentru ca organismul să absorbă toată sarea ingerată. Poate fi nevoie să mergeți de mai multe ori la baie, pentru ca colonul să se golească și să se curețe complet. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți! Faceți mișcare minimum 30 de minute zilnic și consumați alimente sănătoase. Important! Nu uitați să cereți sfatul medicului specialist.